Doamnelor și domnilor, iată care sunt știrile zilei. Vin banii pentru persoanele cu handicap și însoțitori. Sumele vor ajunge la oameni înainte de Crăciun, susțin autoritățile locale din Făgăraș, după ce aseară în ședința legislativului s-a aprobat alocarea de la bugetul orașului printr-o rectificare a sumei de 600.000 de lei necesară plății indemnizațiilor și salariilor acestei categorii sociale. Banii nu au fost virați de guvern către primărie de aproape două luni. Doi diplomați ai Consulatului Germaniei din Sibiu au vizitat astăzi Casa Betlehem din Făgăraș, deschisă în orașul nostru de o societate de binefacere, tot din Germania, Diaconia. Consulul Hans Tischler împreună cu viceconsulul Harald Fratzak au fost plăcut impresionați de condițiile oferite de centru persoanelor cu dizabilități și au oferit cadouri de Crăciun copiilor și tinerilor care lucrează în atelierele deschise aici. Se apropie sărbătorile de Crăciun și Fundația Culturală Negru Vodă, împreună cu voluntarii săi, elevi ai liceelor din Făgăraș și sponsori, a organizat aseară un spectacol caritabil, o încununare a eforturilor începute încă de acum o lună pentru a sprijini prin donații cauzele unor făgărășeni ce au nevoie de ajutorul nostru. Peste 300 de făgărășeni cu dizabilități și însoțitorii acestora riscau să rămână în prag de sărbători fără bani, după ce guvernul nu a mai alocat sumele necesare plății acestor drepturi. Primăria Făgăraș se află în situația în care guvernul nu i-a alocat toată suma necesară, așa cum prevede legea cu destinația de plată pentru această categorie socială. Dată fiind această situație gravă, administrația publică a apelat la alocarea sumei de 600.000 de lei de la bugetul local și astfel, persoanele cu dizabilități și însoțitorii acestora își primesc drepturile bănești înainte de Crăciun. Această sumă a fost alocată de la bugetul local, ne primind suma din transferuri, din cote defalcate de TVA. Deci acum avem întreaga sumă pentru aferentă lunii noiembrie. S-au alocat pentru salarii 550.000 de lei. Pentru salariile asistenților personale și indemnizațiile acestora. Mai există o sumă pentru concedii, 50.000, deci undeva la 600.000 sunt în total. Nu este pentru prima dată când românii cu handicap sunt umiliți și lăsați fără bani. Teoretic, în România, persoanele cu handicap au o mulțime de drepturi. În practică, însă, acestea duc o luptă crâncenă pentru supraviețuire, cu atât mai mult cu cât guvernul întârzie plata drepturilor financiare. Situația devine acută la fiecare final de an, deși potrivit legii pentru plata indemnizațiilor persoanelor cu handicap, fondurile vin în proporție de 90% de la guvern și restul de la primării. Gheorghe Sucaciu, primarul Făgărașului, susține că acești bani nu au mai fost virați în ultimele luni, astfel că a decis să-i aloce dintr-o rectificare a bugetului local pentru ca aceste persoane să-i primească totuși până în ajunul Crăciunului. Excelența sa Hans Tischler, șef al Consulatului Republicii Federale Germania la Sibiu, însoțit de Harald Fratzak, viceconsulul Republicii Federale Germania, au vizitat astăzi Casa Betlehem din Făgăraș. Oaspeții au fost întâmpinați de reprezentanții ai societății de binefacere, Diaconia și ai Bisericii Evanghelice. Cei doi diplomați au vizitat apoi toate atelierele deschise în centru. Instituția de ocrotire s-a deschis în această toamnă în orașul nostru și reprezintă un al doilea cămin pentru persoanele cu nevoi speciale. Proiectul este creat în așa fel încât să poată acoperi între ajutorarea și comunicarea persoanelor cu dizabilități și nu numai. Am avut bucuria și onoarea să primim o vizită deosebit de importantă pentru comunitatea noastră și pentru Făgăraș, dar în principal pentru organizația Diaconia.
Este vorba de vizita consulului german al Republicii Federale Germania la Sibiu, domnul Hans-Erich Tischler. Cu această ocazie am putut să-i prezentăm centrul nostru de zi, care nu este inaugurat de foarte mult timp. Dânsul, apreciind în mod deosebit în cuvântarea pe care a ținut-o aici, designul, arhitectura, faptul că deja în timpul limitat de când funcționează este plin de viață, că sunt mai multe programe care se desfășoară aici. Programe pentru copii cu dizabilități, programe pentru tineri cu dizabilități și o grupă care în viitor va funcționa pe partea de vârstnici. Dorim să integrăm și vârstnici care să conlucreze cu în cele două programe. Pentru moment, încă centrul este deschis să primească noi beneficiari și aș profita de această ocazie chiar să invit părinți care au copii cu dizabilități sau tineri cu dizabilități să vină să ne viziteze centrul și încă suntem deschiși pentru primire de noi beneficiari la noi. Prezent la eveniment a fost și primarul Făgărașului Gheorghe Sucaciu, care apreciază sprijinul venit din Germania în orașul nostru prin deschiderea centrului Betleem. Această vizită ne arată cât de importantă este această activitate a Asociației Diaconia în municipiul Făgăraș și arată cât de important este municipiul Făgăraș pentru comunitatea germană. Bineînțeles că astăzi am avut, până în momentul de față, discuții și vom avea discuții pentru a ne ajuta cu noi investitori sau cu negocierile pe care le purtăm noi în momentul de față cu investitorii germani și, așa cum am mai discutat și cu părinții care au copii la liceul în limba germană, vom avea o discuție ca să fim ajutați cu voluntari profesori din Germania. Copiii și tinerii din centru au primit din partea consulatului german din Sibiu cadouri de Crăciun. Asta este pentru toți care vine la show și care sunt aici în centru. Aceste cadouri pentru toți cei noștri, da? Da. Mai e cu de cură, Andreea. Eu fac poze. Discuțiile purtate de autorități cu reprezentanții consulatului s-au axat pe extinderea cooperării și dezvoltarea de parteneriate între centre similare din Germania cu Casa Betleem, dar și eventualitatea punerii în aplicare a unor proiecte comune ale Făgărașului cu investitori din Republica Federală Germania. Fundația Culturală Negru Vodă din Făgăraș a organizat aseară în Sala Mare a Casei de Cultură un spectacol caritabil, la care și-au unit forțele liceenii și sponsorii nimoși. Scopul evenimentului s-a centrat pe strângerea de fonduri menite să sprijine secția de pediatrie de la spital, cantina de ajutor social, centrele pentru persoane vârstnice, cele de plasament și incluziune socială. Este o parte a proiectului pe care l-am demarat acum aproape o lună și jumătate, un proiect de implicare în viața comunității prin mobilizarea tinerilor liceeni într-o campanie de strângere de fonduri sub denumirea Împreună pentru Făgăraș. După ce am reușit să strângem foarte multe donații, astăzi este spectacolul pe care liceenii l-au organizat sub îndrumarea voluntarilor trupei Evadart. Sunt liceeni din toate cele 5 școli, licee din Făgăraș, ceea ce este o mare bucurie pentru că împreună chiar putem reuși. Profesoara Codrina Anghel, președinta Fundației Culturale Negru Vodă, este cea care a inițiat festivalul Evadarea în Artă și a demonstrat aseară că munca sa a dat roade. Trupa Evadart a venit pe scenă cu momente amuzante, dansuri moderne, mini-recitaluri, liceenii de anua pregătiți tot de ea și de voluntarii din Evadart, coptați în trupă, s-au descurcat foarte bine și ei. La campania de întrajutorare au răspuns prezent și făgărășenii, care s-au prezentat la sediul Fundației
culturale Negru Vodă din Făgăraș cu donații. Și săptămâna viitoare sunt așteptați cei care vor să sprijine această cauză. Pot aduce haine, aparatură electrocasnică sau alimente la sediul Fundației Culturale Negru Vodă, situată în strada Republicii, de luni până joi, între orele 10-13.